Să vedem o accelerație de la 0 la 100 de km pe oră. O să las toate sistemele electronice active. Am pierdut mult la plecare de pe loc. S-a observat că sistemul antipatinaj s-a străduit să mențină roțile în contact cu solul. Oricum, v-ați dat seama de ce poate mașina. 100 de km la oră se ating exact la momentul în care schimb dintr-a doua într-a treia. Mașina este fără îndoială foarte performantă. Însă atunci când este condusă sportiv, consumul va crește. Ca fapt divers, în momentul în care am mers la economie, am reușit să scoatem un consum de 4,7 litri la 100 de kilometri, iar în momentul în care am făcut această accelerare, consumul s-a dus la 5,3 litri la 100 de kilometri. Adică imediat ce am adoptat un stil de condus normal și cu accelerarea pe care tocmai ați văzut-o, consumul a crescut un pic. Să vedem ceva reprize. Treapta a treia, la 60 de km pe oră, facem un 60-100. Deci, fără îndoială că se mișcă mai repede decât motorul TDCi pe care l-am testat mai înainte, acestui EcoBoost. Să facem același lucru și în treapta a patra, un 60-100 în treapta a patra, kickdown. Este evident că reprizele sunt foarte bune, surprinzător de bune pentru un motor de 1,6, fie el și turbo. O să încerc și în treapta a cincea, deși nimeni nu va conduce de la 60 la oră într-a cincea ca să îi dea repriză, dar ca să ne facem o idee, motorul nu protestează. De asemenea, o repriză, zic eu că destul de bună în treapta a cincea. Tot de dragul de a vă arăta performanțele dinamice, treapta a doua, 40 la oră. Eu zic că e bine. De fapt, am și spus la testul cu TDCi că am fost foarte plăcut impresionat de acest motor. E un motor care îți permite să mergi și economic dacă vrei, dar în același timp este surprinzător de puternic. Să vă arăt și turațiile în regim de drum național, deci nu la viteze de autostradă. Treapta a patra, să trecem pe cruise control. Treapta a patra, la 60 de km la oră, avem circa 1900 de rotații pe minut, aproximativ. Dacă schimbăm în treapta a treia la aceeași viteză, deci la 60 de km pe oră, avem 2400 de rotații pe minut. Treapta a cincea, la 60 la oră, avem 1400 de rotații pe minut, 1450 aproximativ. Să creștem viteza la 80 de km la oră. În treapta a patra, la 80 de km pe oră, avem fix 2500 de rotații pe minut. Treapta a cincea,
80 de km pe oră avem 2000 de rotații pe minut, iar în treapta a 6-a, la 80 de km pe oră, avem 1600 de rotații pe minut. Puteți observa că a început să plouă. Vedem ștergătoarele automate cum își fac treaba. Observați cum în timpul de lucru rămân mai sus decât în poziția de repaus, mai apropiate de zona de lucru. O idee foarte bună a celor de la Ford. Adică ștergătoarele reacționează mult mai rapid. Acum s-au ascuns până când senzorul a sesizat că totuși mai plouă și din nou le-a pus în funcțiune. De kilometri pe oră. Treapta a patra, la 100 de kilometri pe oră, avem 3150 de rotații pe minut aproximativ. Treapta a cincea, la 100 de kilometri pe oră, avem 2500 de rotații pe minut. Treapta a șasea, 100 de kilometri pe oră, 2100 rotații pe minut. Se observă că motorul, datorită cutiei cu 6 rapoarte, este setat în așa fel încât să ruleze destul de puțin turat. Adică dreapta 6 are o turație mică la 100 de km la oră. Și reacțiile nu sunt deloc lente, în ciuda acestui fapt, adică și în treapta 6 poți să faci depășiri de la 100 de kilometri mai sus, fără nicio problemă. Răspunsul mașinii este practic instantaneu. Vreau să mai fac o mențiune importantă față de modelul testat anterior, versiunea 1.6 TDCi de 115 cai putere. Mi-a plăcut foarte mult pentru că era foarte economică și silențioasă. Ei bine, motorul EcoBoost este mult mai silențios decât acea versiune și asta se va vedea mai ales în momentul în care vom rula pe autostradă. Practic și la viteze foarte mari mașina rămâne incredibil de silențioasă. Zgomotul motorului nu pătrunde în habitaclu. Tot ce se aude este vântul. Din ce am înțeles de la oficialii Ford cu care am discutat, mă refer la oficialii străini prezenți la lansarea noului Focus, am înțeles că pe acest motor 1.6 EcoBoost cu variantele lui de putere se mizează foarte mult, adică este considerat a fi un motor excepțional și chiar așa cum îl văd eu acum este un motor care oferă plaje de turație foarte largi, adică avem roșii undeva la 6500 de rotații pe minut. Un motor economic, adică raportat la concurență, ei îl poziționează ca fiind cel mai economic motor de acest fel și sincer și eu sunt înclinat să cred acest lucru. Nu cu orice motor de 150 de cai putere poți să mergi cu 4,7 litri la 100, chiar și economic conducând. Ca atare, spunea oficialii Ford, nu numai în România, în toată Europa vor face promoții și publicitate foarte agresivă pentru acest motor. Bineînțeles, interesul lor e să vândă cât mai bine din toată gama de motoare și echipări, dar calul de bătaie, dacă vreți, este văzut ca fiind acest 1.6 EcoBoost,
Adică un motor foarte puternic, cu cilindree mică, avantaje mari, economie, taxe mici, bineînțeles motorul Euro 5, întreținere ieftină dacă vreți, pentru că într-un motor de cilindree mai mică intră în mod normal lichid de răcire mai puțin, ulei mai puțin și așa mai departe. Una e când ai 2 litri motorul și alta e când ai 1.4 sau 1.6. Motorul are de asemenea și alte avantaje. Este un motor ușor, mai ușor decât cel diesel cu siguranță, și ca atare masa totală prezentă pe puntea față, fiind mai mică, și eforturile suspensiilor sunt de asemenea mai puțin consistente. Astfel că se poate vorbi și despre o fiabilitate mai mare a trenului de rulare în aceste condiții. De asemenea, distribuția maselor poate să fie în anumite condiții, în funcție de echipări, mai bună, având un motor mai ușor. Și ceea ce mi-a plăcut mie foarte mult la acest motor este sportivitatea dusă la extrem, adică un motor de 1,6 litri nu este privit în ziua de astăzi ca fiind ceva senzațional. Nimeni nu mai ce de un motor, da, bun, e și turbo, cât care are? 150 de cai, da, care e problema? Să fim serioși, acum cam orice motor serios are 150 de cai, da, în condițiile în care la 2 litri deja se merge la 200 de cai sau mai bine, la 1,6 150 de cai nu par a fi extraordinari. În ciuda acestui fapt, motorul în această versiune, pe caroserie de Focus, în această combinație, dacă vreți, motor cutie de viteze manuală cu 6 rapoarte pusă pe o caroserie de Focus, motorul se comportă foarte, foarte sportiv. Adică nu te lasă să respiri niciun moment. În orice treaptă ai fi, îți arată că poate că are cu ce. Și marele lui atu, în afară de sportivitatea evidentă, este faptul că o face și cu un consum de combustibil redus, ceea ce până la urmă înseamnă eficiență. Deci ne uităm la o mașină foarte eficientă din toate punctele de vedere, silențioasă, plăcută și nu în ultimul rând relativ ieftină. Adică totuși vorbim de o mașină cu 150 de cai. În afară de valorile clasice cunoscute, gen cal putere pe sau greutate pe cai putere, eu știu, putere pe cilindree, putem vorbi și de un raport performanță-preț, dacă vreți. Adică în acest moment raportul preț-performanță este favorabil acestei mașini. Și pentru mine, care sunt un fan declarat al motoarelor diesel, motoarele diesel au ajuns acum la un nivel la care pot fi numite fără frică sportive. Există motoare diesel senzaționale și cu care poți alerga extraordinar în orice condiții. Ei bine, chiar și în aceste condiții în care eu rămân la părerea că motoarele diesel sunt un compromis extraordinar, permițându-se să mergi foarte tare cu un consum deosebit de redus. Dau exemplu din nou motorul TDCi pe care tocmai l-am testat cu câteva zile în urmă și cu care puteai merge liniștit cu 4,2 litri la 100 de kilometri, iar în extraurban pe cruise control la 80 la oră mergeai cu 3,5%, adică valori extraordinare. Ei bine, acest motor de 1,6 EcoBoost pe benzină îmi permite să merg în aceleași condiții cu 4,7 litri la 100 de kilometri, adică cu 1,5 litri consum în plus față de diesel, în condițiile care am anumite avantaje legate de silențiozitate, preț mai mic al mașinii, putere și altele. Adică e o variantă extraordinară, e o mașină care te poate face să te gândești de două ori înainte de a-ți lua un diesel. Deci, bă, de ce să-mi iau diesel
de 115 cai, să zicem, la 1.6. Și de ce să nu-mi iau un 1.6 EcoBoost? Și chiar te face să te gândești. Adică, mergând acum destul de mulți kilometri și cu acest EcoBoost, am mai făcut și un drum la lansare București, Mamaia și retur, încep să-ți dai seama că mașina este, nu un compromis, e o mașină foarte bună, adică o mașină sportivă și economică, lucru pe care greu îl întâlnești în ziua de astăzi, când pentru orice constructor de automobile și pentru orice producător de motoare nu este foarte complicat să creeze un motor puternic, ci este complicat să creeze un motor puternic și economic.